Bună ziua! Astăzi avem onoarea să fim prezenți la un eveniment de o importanță majoră. Academicianul Bogdan Simeonescu, vicepreședinte al Academiei Române, vine cu prelegerea publică Provocările științei și tehnice în secolul al XXI-lea. În decursul primilor două decenii ale secolului 21 și totodată ale mileniului 3, ne-am convins de mai multe ori pe cât de vulnerabili suntem noi pe mica noastră planetă. Să ne amintim de erupția unui vulcan relativ mic în aprilie 2010 în Islanda, care a cauzat întreruperea serioasă ale traficului aerian în țările europene, cu tremurul urmat de tsunami la 11 martie 2011 în Japonia, care a generat probleme majore chiar și pentru o țară dezvoltată, precum este Țara Soarelui Răsare. Și pentru a fi succint, voi mai face referință doar la răspândirea rapidă a coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2, care a pus pe jar întreaga planetă și actualmente, la figurat vorbind, încă nu se vede lumina în capătul tunelului. Provocări pentru întreaga planetă, ultima fiind considerată o cumpănă pentru civilizație. Toți sunt în așteptarea soluțiilor salvatoare și ele pot veni doar din laboratoarele de cercetare. Oamenii de știință se sacrifică muncind pentru a identifica soluții salvatoare, astăzi atenția principală fiind focusată asupra elaborării unui vaccin eficient contra coronavirusului de tip nou. În context menționez că studii ce țin de impactul coronavirusului și pandemia asupra noastră sunt în curs de realizare în România și în Republica Moldova și chiar câteva zile în urmă am primit o donație de carte de la colegii noștri de la Academia Română. Este vorba în primul rând de monografia colectivă Pandemia COVID-19 în România, aspecte clinice și epidemiologice, vă arăt cartea, coordonatorul academicianul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, academicianul Costin Cernescu și membru corespondent profesorul Irinel Popescu. Monografia este în curs de repartizare la toate instituțiile de cercetare din domeniul medicinii și utilizez această ocazie pentru a aduce mulțumiri colegilor noștri de la Academiei Române pentru donație și susținerea acordată. Revenind la lecția publică de astăzi, vreau să vă atrag atenția că ea a fost mult așteptată de comunitate. Academicianul Bogdan Simeonescu fiind un savant recunoscut în toată lumea. Domnia sa a reușit să dezvolte știința la scară internațională, a reușit să ridice Institutul de Chimie Macromoleculară din Iași la înălțimi cu adevărat europene. Noi, în Republica Moldova, am învățat din experiența academicianului Bogdan Simeonescu și cred că vom învăța încă multe lucruri bune. Domnule academician Simeonescu, bine ați venit, fie și prin spațiul virtual, la Chișinău. Și cu drag vă oferim cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare plăcere am răspuns aceste invitații, deși mărturisesc că aș fi vrut să fiu la Chișinău acum. Era mai frumos și era mai normal. Dar se pare că așa sunt vremurile și trebuie să trecem și prin vremurile acestea. Acum, în legătură cu prezentarea, aș vrea câteva precizări. Este vorba de un număr de cunoștințe pe care le-am ordonat, am început să lucrez în ultimii 3-4 ani, inclusiv urmărind conferințe susținute de colegi din Academia Română sau pur și simplu conferințe sau cărți care au apărut pe subiecte care ar putea să intereseze și am căutat să găsesc câteva elemente comune ale conferințelor pe care le-am audiat și ale cărților pe care le-am citit. Aceasta pe fondul unor neliniște ale mele și a unor întrebări pe care mi le pun, în momentul în care văd în societatea nu numai românească, în societatea actuală, indiferent practic de țara la care ne referim, fenomene care, după părerea mea, nu sunt binevenite și au consecințe care sunt foarte, foarte grave. Despre ce este vorba mai exact? Vedeți, întotdeauna omenirea, când a avut probleme despre energie, probleme de energie, de sănătate, de schimbări climatice, poluare, alimentație, transport, noi materiale, rezerve de apă,
probleme sociale, educația. S-a adresat științei și tehnicii cerând să rezolve aceste probleme. Evident, în antichitate sau cu multe secole în urmă, întrebările nu erau directe. Dar nu e mai puțin adevărat că, până la urmă, și în general după un număr mare de ani, știința reușea să răspundă la întrebările care erau puse și tehnica reușea și ea să... Așa au apărut primele revoluții industriale. Și am mers la Leonardo da Vinci pentru că este o personalitate în istoria omenirii. Este considerat că a fost cel mai inteligent om care a trăit vreodată. Are un IQ estimat de 220, mai mare decât Einstein, Darwin, Galileo Galilei. Este părintele aerodinamicii, hidraulicii, tribologiei, roboticii și așa mai departe. Dar ce e interesant este că, printre alte invenții ale lui, el a proiectat motorul cu aburi în anul 1500. Ori noi știm că motorul cu aburi a fost introdus pe la 1760, 260 de ani mai târziu, decât James Watt și, mă rog, e o discuție întreagă cui se datorează motorul cu aburi. Dar există și studii care spun că dacă noi am fi aplicat motorul cu aburi, l-am fi introdus la 1500, atunci când l-a descoperit și l-a propus Leonardo da Vinci, am fi astăzi cu 260 de ani mai înainte. Am trăit, deci, în anul 2280. Am dat acest exemplu ca să arăt că la început o întrebare adresată științei, adresată tehnicii, căpăta un răspuns foarte târziu, după 260 de ani în cazul nostru, iar motorul cu abur a fost practic începutul primei revoluții industriale. Am pus aici și pe George Emil Palade, o personalitate care pe mine mă fascinează, este român, a luat premiul Nobel pentru biologie, medicină și biologie, a fost considerat și este încă considerat ca fiind cel mai influent biolog celular care a existat vreodată. Și într-adevăr, dacă ne uităm în premiile Nobel care au fost luate în medicină și fiziologie după el, numai puțin de 3 laureați în anii următori, atunci când au mulțumit pentru distinție și în discursul lor de la Fundația Nobel, l-au amintit pe George Emil Palade, spunând că ideile lor au pornit de la George Emil Palade și el a fost omul care a inspirat cercetările lor. Dar mai este ceva interesant la el. El a exemplificat foarte bine relația dintre știință și cultură, incursiunile culturii în știință și invers. Seara, când ajungea acasă, asculta muzică sinfonică, era pasionat de arhitectura antică grecească, citea în mod curent Eminescu pentru a se destina. S-a întâmplat însă că, oarecum începând cu George Emil Palade, am suferit o contracție a timpului și am să o explic îndată. Un alt personaj care m-a inspirat, probabil în ideile mele expuse în parte în acest material, este Jules Verne, scriitor și precursor al literaturii science fiction. Noi știm foarte bine science fiction, am citit toți Jules Verne, cărțile lui Jules Verne. Când el a scris cărțile respective, ele erau science fiction. Dar datorită background-ului lui științific, seriozității cunoștințelor pe care le avea, acest science fiction descris de el s-a transformat în 20, 30, 40, 50, poate 100 de ani, în ceva concret. Pentru că el spunea, ceea ce un om este capabil să conceapă, un alt om va fi capabil să realizeze. Și așa a fost. Albert Einstein, pe de altă parte, ne spunea un lucru la care nu cred că am fost atenți. El a spus, mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relațiile interumane. În lume vor exista generații de idioți. Uitați-vă acum, nu spun generații de idioți, dar
Uitați-vă acum când mergeți pe stradă și o să vedeți că jumătate din oamenii pe care îi întâlniți sunt cu telefonul mobil la ureche. Mergeți în restaurante și 3/4 din oameni așezați la mese sunt cu telefonul mobil la ureche. Mergeți într-o sală de dans, da, la o petrecere și o să vedeți că e același lucru. Unde sunt relațiile interumane atunci? Richard Feynman iarăși este un personaj extrem de important. El a ținut o conferință la California Institute of Technology în care a vorbit despre nano, dimensiunea nano, și punea o întrebare la sfârșitul conferinței: de ce să nu încercăm să inscripționăm toate cele 24 de volume ale Enciclopediei Britanice pe gămălia unui bol? Audiența, auditorul, era format din fizicieni. La sfârșitul conferinței s-a servit o cafea, s-a ciocnit un pahar și un fizician deja cunoscut, un fizician serios, s-a apropiat de el și l-a întrebat: "You are joking, aren't you, Dr. Feynman?" Dar el nu glumea. Pentru că tot ce a prevăzut el atunci, tot ce a propus el atunci, vedem noi astăzi și încă mai avem de descoperit. Și am amintit aici și de Mihail Roco, român de origine, care a inițiat inițiativa National Nanotechnology în Statele Unite. Primele fonduri date de vreo 100 și ceva de milioane de dolari date pentru dezvoltarea, investigarea acestui domeniu nano. Prima revoluție industrială, deci în mijlocul secolului al XVIII-lea, Marea Britanie, după aceea mai multe țări și în sfârșit pe la 1800 toată Europa, s-au introdus echipamentele mecanice acționate de forța apei sau a aburului și ca în cazul tuturor revoluțiilor industriale, urmările au fost extrem de importante. Gândiți-vă că Marea Britanie a cucerit lumea prin forța aburului, la corăbile ei, și a ajuns la imperiu în care nu apunea soarele niciodată. Și, evident, realizările sunt foarte multe, dar toate aceste realizări și toate aceste invenții care au fost legate de prima revoluție industrială au și un alt aspect. Și anume, au și niște consecințe care sunt, la un moment dat, negative. Cea mai vizibilă întotdeauna este șomajul, creșterea șomajului, pentru că un om este înlocuit de o mașină, 10 oameni sunt înlocuiți de o mașină, 100 de oameni pot fi înlocuiți de o mașină, așa încât noul aduce și probleme. Și revin acum la titlul prezentării mele, am spus provocările științei și tehnicii în secolul al XXI. Mă refer la provocările pe care ni le adresează nouă oamenilor rezultatele științei și ale tehnicii. De ce? Pentru că revoluțiile industriale la început se desfășurau mai lent. Și durant o revoluție industrială și alta, 50 de ani, 80 de ani, poate chiar mai mult. Acum, răspunsul pe care îl dă știința și tehnica la orice întrebare a noastră este un răspuns extrem de rapid. Și atunci este un șoc care vine spre societate, un șoc care nu este întotdeauna greu de înghițit, greu de asimilat, greu de amortizat de către oameni, șoc care este provocat tocmai de rezultatele științei și rezultatele tehnice. Să ne fie bine clar lucrul acesta, știința ca atare nu este nici bună, nici rea. Dar oamenii o pot transforma într-o forță benefică sau într-o forță malefică. Mai departe a fost a doua revoluție industrială, la sfârșitul secolului al XIX-lea, și caracteristica majoră a fost utilizarea acționării electrice a echipamentelor de producție și producția în serie. Gândiți-vă ce a însemnat, este modelul clasic Ford, uzina Ford, și politica lui Ford,
patronul cuzinei care a vrut să dezvolte automobilul și l-a scos foarte ieftin ca toată lumea să-l poată cumpăra. Asta a stimulat industria șoselelor, construcției de drumuri și așa mai departe. Mai departe, mergem la a treia revoluție industrială, care reflectă, de fapt, progresul tehnologic de după 1945. Caracteristici majore, utilizarea sistemelor electronice, a început să apare calculatorul, energia nucleară ca forță principală de, ca sursă principală de energie. Și în sfârșit, la patra revoluție industrială, foarte repede, în deceniile al 8-lea și al 9-lea ale secolului trecut, progrese semnificative în domeniul calculatoarelor, senzorilor, telecomunicațiilor, internetul, care înseamnă ceva care poate fi utilizat iarăși în bine sau în rău. Tehnologiile și aplicațiile au fost internetul obiectelor, prelucrarea datelor, manufacturarea produselor în cloud, additive manufacturing și așa mai departe, multe dintre ele în dezvoltare și multe dintre ele care au un impact extrem de mare asupra societății. A patra revoluție industrială s-a concretizat și mai bine în medicină, chirurgia robotică, nanomedicină, da? Putem imagina acum intervenții în interiorul organismului din exterior, intervenții non-invazive, conduse de pe calculator, cu instrumente care sunt multiple și care pot fi urmărite de către medic, cu toate avantajele care intervin, care apar de aici. Putem să ne imaginăm mici roboți care circulă prin circuitul sanguin al omului și urmăresc, eu știu, anumiți virus, de exemplu, sau urmăresc depunerea de grăsime pe artere și așa mai departe. Dar mergem mai departe la genomică, care înseamnă merge spre medicina personalizată. Putem găsi eventual în genomul unui individ, în codul genetic, putem găsi o anumită secvență care din experiență s-a constatat că poate induce o anumită boală. Deci pacientul este predispus la o boală, o boală poate chiar fatală, peste 10-15 ani. Ei bine, putem acționa deja modificând acea secvență și atunci prelungim viața și, evident, suferința. Avem robotica. Robotica care s-a dezvoltat uriaș în ultimii ani. Și toate calculele, toate studiile serioase arată că datorită roboticii, în următorul deceniu, de fapt, până în 2030, se vor pierde vreo 800 de milioane de slujbe, dintre care numai în China, țara cea mai bogată în roboți, peste 110 milioane de slujbe. Bun, nu înseamnă că acei oameni vor rămâne în mod obligatoriu șomeri. Mulți dintre ei vor fi reorientați, vor urma cursuri de recalificare și așa mai departe, dar nu este un lucru ușor. Și va exista suferință, va exista neliniște, vor exista oameni care nu vor reuși să se adapteze la 60 și ceva de ani, să învețe o altă meserie, cât de cât complicată. Și dacă cuplăm robotica cu inteligența artificială, de fapt ele sunt cuplate, discutăm și de șomaj și de recalificare, dar și de ceva care a apărut și există deja, și anume așa numită clasa oamenilor inutili. În Finlanda, de exemplu, dacă cineva spune, indiferent ce vârstă, la 30 de ani, la 50 de ani, la 60 de ani, spune autorităților locale, eu nu mai doresc să mai muncesc. Vreau de acum să mă gândesc, vreau să mă plin, vreau să citesc, nu mai vreau să mai muncesc. Și și-a angajamentul scris că nu mai dorește să mai muncească. Finlanda îi dă până la sfârșitul zilelor lui o anumită sumă de bani din care să trăiască. Același sistem se studiază acum ca legislație și în Marea Britanie și în Franța,
Pentru că dacă nu, ar exista tulburări sociale extrem de mari. Și atunci societatea va trebui să suporte acești oameni. Denumirea lor, ei se numesc clasa oamenilor inutili. Până la urmă este un lucru care este extrem de trist însă. În transport s-au realizat lucruri cu totul deosebite, le-aș putea compara numai cu cele din medicină, mașina care nu are conductor auto. Mașinile care merg, vehicule autonome, care merg pe autostrăzi, care merg pe șosele, care comunică între ele, care provoacă mult mai puține accidente, datele statistice arată că 95% din accidentele de circulație se datorează omului și nu mașinii. Și atunci, și în același timp, din punct de vedere economic, cam 30% dintr-un transport înseamnă cheltuielile cu șoferul. Deci, în momentul de față, sunt vehicule autonome, sunt și taxiuri care decolează vertical, ajung la o înălțime de 20-30 de metri, merg 50 de kilometri, coboară, își lasă încărcătura de oameni, iau alți oameni, pleacă pe altă destinație și așa mai departe. Deci sunt lucruri care există deja și cu care trebuie să ne obișnuim, dar nu este ușor. A cincea revoluție industrială va urma decenul al patrulea, nu mai mult până atunci, între al patrulea și al șaselea secolului, al 21, înseamnă roboți, mașini, unele dintre ele vor fi capabile să se multiplice, în limbaj uman, am spune, să se reproducă, vor comunica între ele, se vor proiecta și se vor reprograma potrivit sarcinilor care le stau în față. Cine știe, vor avea poate și capacitatea de a gândi, capacitatea de a selecta între 1, 2, 3, 4, 5 soluții, o vor avea cu siguranță. Capacitatea de a învăța, probabil că le va fi indusă. Deci, de ce nu și generarea de idei originale? Există deja roboți care sunt în stare să scrie un roman în câteva secunde, dacă îi dai o temă. Există roboți care, inteligență artificială, care scriu versuri, poezii, care scriu muzică, concerte, și nu poți să le deosebești de cele care sunt făcute de oameni, produse de oameni. În prezent avem colaborare om-mașină, creier către mașină, da? O să discutăm despre colaborare și despre existența unor relații mașină față de mașină, mașină cu mașină, în industria automobilelor deja. Și lucrurile merg mai departe, roboții avansează, nimeni nu vrea să renunțe la ei pentru că s-ar duce competitivitatea, China ar pierde competitivitatea ei uriașă. Noi vom fi mai puțin loviți de lucrurile acestea pentru că nu avem roboți, nu ne putem permite. În Europa este lovită deja Marea Britanie și Germania, care au un număr mare de roboți. Dar, da, cercetătorii americani, am vrut să arăt și un punct negativ, există multe, au tras semnale de alarmă pentru că există deja roboți sexuali care reprezintă o amenințare psihologică și morală pentru societate. De ei există pe piață, ei se pot cumpăra la prețuri absolut accesibile. Mai departe, apare o întrebare. Asta e de genul de întrebări, din seria de întrebări pe care mi le-am pus eu. Așa cum mergem, eu cred că vom ajunge la o societate și la o civilizație a analfabetismului. În momentul de față, vorbesc acum despre România,
Datele statistice arată că avem cam 35% analfabeți funcționali și 10% analfabeți. Cifrele sunt uriașe, dar nu sunt valabile numai pentru România. În toată Europa de vest se întâmplă același lucru, și în America, și în alte țări. Cum vor supraviețui cei alfabetizați într-o lume din ce în ce mai numeroasă a analfabeților? Este o întrebare la care nu am găsit răspunsul, dar, cu siguranță, cei alfabetizați se vor micșora ca număr, vor deveni izolați și vor fi expulzați, practic, de către societate. Dacă ceea ce facem nu mai necesită cititul și scrisul, și din ce în ce mult nu mai necesită utilizarea unui calculator, chiar cu un limbaj extrem de redus. Uitați-vă la ce se întâmplă acum, suntem sfătuiți, ni se cere să lucrăm de acasă, să colaborăm de acasă, să ne îndeplinim obligațiile de acasă și presupun că este perfect posibil, lucrez la un calculator, dar încep să nu mă mai rad în fiecare zi, pentru că oricum mă mai duc la servici, nu mă văd colegii, pot rămâne și în pijama, comand mâncarea să-mi vină acasă, viața mea socială, văd un film tot acasă, nu mă mai duc la teatru, văd pe ecranul televizorului, deci viața mea socială practic dispare. Limbajul meu în condițiile în care dispare viața socială și comunicarea se va limita din ce în ce mai mult la limbajul meu profesional. Pentru că și mai mult va fi încurajată utilizarea limbajului profesional. Dacă voi dori să avansez în ceea ce fac, ca să avansez, va trebui să fiu mai bun în ceea ce fac. Deci tot în utilizarea unor mașini, ca să câștig mai multă experiență, ignorând lumea înconjurătoare. Este și un analfabetism relativ, care înseamnă o exprimare lingvistică extrem de săracă. Gândiți-vă că Hollywood a practicat încă de la început, în filmele pe care le scotea, nu știu câte pe lună, multe oricum, a practicat un limbaj extrem de sărac în cuvinte, cam 800 de cuvinte, un dialog sărac. Majoritatea oamenilor din Statele Unite acum, cetățenilor Statelor Unite, în zilele noastre, vorbesc utilizând în jur de 800-1000 de cuvinte, deci un limbaj sărac. Financial Times spune că există oameni de afaceri în Marea Britanie care au probleme cu aritmetica, apropo de cultură generală, deci calcul simplu. Tinerii, studenții, sunt tot mai puțin dispuși să citească 2, 3, 4 pagini, se plictisesc foarte repede. Gândiți-vă la Facebook, pe Facebook puteți să scrii mult. După aceea a venit Twitter-ul în care scrii numai 2, 3 propoziții maximum. Și Instagram, în care dai o poză. Care este comunicarea? Ea nu mai există. Deci, abilitățile de a scrie un text original coerent sunt foarte mici. Nu mai citim. Căutăm cărți, căutăm Wikipedia, care condensează niște idei, niște texte și luăm de acolo cunoștințele, cu efort minim. Nu mai scriem noi, nu mai citim noi. Nu ne mai gândim la viața culturală. Asta se întâmplă. Eficiența înseamnă de a te defini prin mijloace de expresie care sunt caracteristice epocii tale. Scrisul scrisul a devenit un mijloc care este mult mai puțin utilizat. Mult mai puțin.
Platon, cu cuvinte, fragmente de cuvânt, un limbaj foarte sărac. În Statele Unite, astăzi, vedem cu toții, nu mai există coeziune. Statele se comportă diferit, pătura de populație se comportă total diferit. Asta tot din cauza că nu mai există comunicare, nu mai există dialog, nu mai știm să... Și asta e valabil și pentru noi. Uitați-vă la televizor când există un talk show, cum vorbește unul peste celălalt și nu mai înțelege nimeni nimic din ceea ce se spune acolo. Am pierdut dialogul, am pierdut arta conversației. Va fi un slogan care va spune suntem mai singuri, dar suntem mai mulți. Da, pentru că analfabetizații vor deveni majoritate. Tehnologia va înlocui efortul uman și apare o schimbare la nivelul condiției umane. Apare solitudinea, apare lipsa de cultură, apare o specializare extrem de strictă, dar nimic mai mult. Atunci când oamenii au nevoie unii de alții, comunică între ei. Nu mai comunică între ei în momentul în care indivizii depind din ce în ce mai puțin de cei din jurul lor. Ba chiar pot trăi fără ei. Noi am înlocuit deja familia în care muncește și tatăl și mama cu serviciile sociale, cu after school, asociații de întrajutorare și așa mai departe. Nu mai suntem părinți și cumpărăm babysitter. Sunt lucruri pe care le vedem în jurul nostru, nu putem spune că ele nu există. Individul nu mai are simțul comunității, care presupune comunicare. Se diluează în felul acesta și respectarea legilor, se ignoră învățăturile religiei, oamenii nu mai discută. Și trăim într-un paradox, într-o lume în care devine tot mai incultă, producem într-un minut mai multe informații decât s-a produs în toată istoria omenirii. Chiar folosește toată această informație? Eu nu cred. Cred că pur și simplu ne înnăbușă și nu mai selectăm, nu mai avem capacitatea de a selecta între ce e important și ce este mult mai puțin important sau chiar neimportant. Uitați-vă la multe mail-uri pe care le primiți și o să vedeți că jumătate dintre ele, dacă nu mai multe, v-au făcut să pierdeți timpul măcar 10 secunde fiecare. Vremea post-adevărului a fost o conferință ținută de domnul academician Gheorghe Păun, l-am invitat și a ținut o conferință la ea, splendidă. Pornim de la cunoașterea înseamnă putere, informația înseamnă putere, comunicarea înseamnă putere, manipularea înseamnă putere sau aduce putere. Și puterea, știm cu toții, corupe. Umberto Eco spunea, legiuni întregi de imbecili se pot exprima liber pe web. Asta este o democratizare a comunicării. Dar care sunt consecințele? Democrația devine instabilă, este lovită de spiritul revoluționar. Pot lansa pe web, pe Facebook, pot lansa orice doresc eu, dacă am cititori, majoritatea vor îmbrățișa ceea ce spun eu și dintr-o dată apare o revoltă, dintr-o dată apare un spirit revoluționar, dacă vreți. Am libertatea de a protesta, de a contrazice. Da? Democrația devine instabilă pentru că tot democrația îmi permite mie revoluționar să fac tot ce doresc, să afirm ce vreau, să am oameni în jurul meu,
Da? Deci democrația este utilizată împotriva democrației. Da? Apare o negare a democrației în numele democrației. Dar haideți să mergem mai departe. Am vorbit mai înainte de indivizi care sunt singuri, solitari, care și-au creat un propriu univers în jurul unui calculator, o lume virtuală. Ei bine, oamenii ăștia sunt incapabili, de fapt, să se conducă singuri. Și cu atât mai mult sunt incapabili să-i aleagă pe cei care ar fi buni pentru a-i conduce. Da? Votul la alegeri în condițiile acestea este extrem de puțin relevant, de fapt, pentru că nu știm cum să alegem, nu avem criterii de alegere, da? Și atunci, dacă există manipulatori, cum trăim într-o societate care este manipulată, de fapt, fie că noi știm, fie că noi nu știm lucrul acesta. Apare și un alt fenomen, cenzurarea limbajului, în numele corectitudinii politice și al diversității. Uitați-vă la Statele Unite în momentul de față. Da? Apare o idee care este bună, nu cumva să jignim, să discriminăm minoritățile. Dar mergem mult prea departe, pentru că ajungem ca minoritățile să ne impună legile lor, ceea ce nu mai este corect. Practic, este interzicerea opiniilor libere la adresa minoritarilor. Sunt ONG-uri care se ocupă de asta, sunt diverse societăți. Este dictatura minorității care a apărut. Uitați-vă în Statele Unite. Se manifestă și în știință, se manifestă la premiile pe care le iau la Hollywood, se manifestă în învățământ, unde un anumit număr de studenți trebuie să fie de nu știu ce categorie, da? Ivy League, marile universități americane, și ele s-au supus și de acolo, de fapt, a pornit această idee. Cum credeți că va ieși învățământul din aplicarea acestor idei? Asta e întrebarea retorică numai. Post-adevărul este momentul în care faptele obiective sunt mult mai puțin influente pentru opinia publică decât apelarea la emoții, emoții induse. Nu mai fii la convingerile tale, pentru că nici nu ai suportul lor cu argumente foarte serioase. Preferi să primești niște idei, chiar dacă apelează la emoții, și să mergi pe ideile acelea mai ușor decât să gândești tu însuți. Rezultatul va fi formarea omului nou. Da. Știința și tehnologiile ne adresează provocări care trebuie să le facem față, am mai spus asta, care sunt ele: creșterea numărului și vitezei de implementare a noilor descoperiri, dispariția unor profesii, pregătirea forței de muncă, recalificarea, impact asupra unor științe, nativii digitali care au apărut, digital wisdom, înțelepciunea digitală, dar am pierdut abilitățile sociale, am ajuns la izolare, la sedentarism, la modificări fizice pe care le suferă organismul nostru și cu siguranță la afecțiuni psihice. Așa cum am spus, apelăm la Wikipedia. Dar Wikipedia nu este Enciclopedia Britanică, în niciun caz. E diferență mare între ele. Încă 10 minute.
Da, mai sunt studii pe care le-au publicat antropologi, psihologi, specialiști în neuroștiințe, filozofi, care vorbesc despre idiocrație și mediocrație. Mediocrație, conducerea celor care sunt mediocri, ca o stare intermediară, o etapă intermediară între societatea de acum și idiocrație. Da, este vorba de scăderea inteligenței, stupidizarea societății, abrutizarea umanității. Toate reprezintă un pericol major pentru lumea secolului al XXI. Și toate apar în ciuda unui progres uriaș al științei, al tehnicii, al libertății și de mișcare, al posibilităților de care dispune într-adevăr individul, dar pentru care ar trebui să depună un anumit efort și de ce să depunem efort. Da, sunt definiții ale persoanei stupide și definiții ale mediocrației, care înseamnă lipsă de importanță și de strălucire a oamenilor și a faptelor în general. Ne mulțumim cu ce avem, ne mulțumim să gândim cât mai puțin, ne reducem la necesitățile uzuale, limitate și ele, nu ne mai interesează cultura. Un argument care justifică cele spuse de mine și nu e simplu. IQ, potrivit studiilor Universității din Amsterdam, la nivel global, este în scădere în lumea occidentală. Acolo unde a fost făcut studiul. În scădere cu 14% față de perioada dintre cele două războaie mondiale. Asta înseamnă că putem intra într-o nouă formă de societate. Întâi în mediocrație și apoi în idiocrație. Cauzele sunt multiple. De ce ajungem aici? Din cauza educației, culturii, cultivarea unor comportamente nocive, existența unor interese individuale și sociale divergente, faptul că am pierdut autorespectul, respectul de sine, am renunțat la eu, la persoana mea, la ce doresc eu, la demnitatea mea, conformismul care apare, diplomele obținute peste noapte, lipsa simțului responsabilității, incompetența, absența unor atitudini reflexive, lipsa spiritului critic, dezumanizarea, lipsa empatiei, frustrările, spiritul de turmă, vedeți rețelele sociale, emisiunile, așa zise, de divertisment, cât de sărace sunt în conținut intelectual. Și așa mai departe. Mediocrația înseamnă, de fapt, o amorțire generală, generalizată, care este extrem de periculoasă. În condițiile mediocrației, prin renunțarea la meritocrație care mai există încă, cât mai există, e bine, cel care va pune la îndoială adevărurile oficiale va fi considerat un conspirator. Nu vom avea decât planuri sociale, decât dezvoltare durabilă. Nu vom mai consuma cultură. Vom consuma un conținut și așa mai departe. Am să sar puțin pentru că mai aveam multe de spus. Einstein spunea, din nou n-am fost atent la el, că trei mari forțe vor ajunge să domine lumea. Nu văd prima dintre ele, dar frica, lăcomia și prostia. Încă avem posibilitatea, libertatea de a gândi, de a ne folosi inteligența.
de a contracara tendințele de stupidizare din societatea contemporană. Și ar trebui să facem ceva, să beneficiem de ce mai avem încă, pentru a îndepărta sau pentru a anula, dacă se poate, amenințările cele mari despre care v-am vorbit foarte, foarte pe scurt. Sunt întrebări care sunt esențiale. Vom fi capabili să ne adaptăm la dispariția de locuri de muncă, apariția unor noi locuri de muncă, înalt profesionale, înalt intelectuale, la dinamica amețitoare a informațiilor, la comunicarea globală, la fake news care ne copleșesc și toți, la un moment dat, suntem influențați și de fake news. Vom putea să ne adaptăm la așteptările sociale nerealiste care există, la ideile și curentele extremiste care există, la radicalizarea societății, a opiniilor, la dispariția vieții private, pe care o vedem în fiecare zi, cum dispare. Numai dacă ne ocupăm de educație și de școală, sunt singurul sprijin și mijloc pe care îl avem. Spirul Haret spunea că sistemul școlar al unei țări trebuie să fie oglinda fidelă a trebuințelor, aspirațiilor și caracterului poporului care locuiește acea țară. Nu trebuie să fie rezultatul cerințelor globalizării, ci a cerințelor naționale ale poporului care urmează acel sistem educațional. Vor apărea multe aspecte etice la care nu ne gândim. Multe dintre ele vor fi puse de roboți și de inteligența artificială. Etica relațiilor om-inteligență artificială. Deocamdată, inteligența artificială răspunde la solicitările omului. Și relația este de la om la inteligență artificială. Va deveni o relație, va apărea o relație care va fi om-inteligență artificială-om. Va fi mai apoi o relație inteligență artificială-om, într-un singur sens. Suntem pregătiți pentru asta? Nu suntem pregătiți. Așa cum am spus, știința nu este nici bună, nici rea, dar utilizarea rezultatelor ei poate fi benefică sau malefică. Alegerea ne aparține nouă. Noi clădim viitorul. Deci trebuie să fim înțelepți ca să mai avem un viitor sau să avem un viitor cât de cât rezonabil. Nu avem voie să greșim și nu avem voie să uităm trecutul. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului. Și în același timp trebuie să ținem cont că știința fără conștiință nu este decât ruina sufletului, da? Rabelais. Știința va oferi, ca întotdeauna, și soluții la problemele viitorului, dar dacă suntem înțelepți. Stephen Hawking a spus că trebuie să părăsim Pământul, trebuie să plecăm de pe Pământ, pentru că omul a păstrat încă ancestral în el tendința de dominare, care i-a folosit. I-a folosit în momentul în care lupta cu animalele sălbatice, i-a folosit omului cavernei, cruzimea și lipsa de conștiință în momentul în care ucidea pe cineva, ucidea pentru hrană, dar noi ne-am păstrat instinctele astea și astea în condițiile în care crește populația exponențial, rezervele se consumă la fel de repede, putem modifica mediul așa cum dorim noi, în folosul nostru, fără să ținem cont de ce are el nevoie, și atunci nu vom mai putea locui cu toții pe acest pământ și trebuie să ne pregătim să părăsim pământul. Că în următorii 50 de ani o vom face, că în următorii 100 de ani, nu știu, dar o vom face cu siguranță. Nu spun eu asta, spune unul din marii savanți pe care l-am avut până în 2018.
Acum, revenind acasă, noi, cum întâmpinăm lucrurile astea? E clar că nu le putem evita, pentru că nu ne putem izola, locul nostru este aici, pe pământul nostru, dispunem de resurse și e bine, dispunem de un relief variat, munți mari, e bine, dar în același timp nu este chiar atât de bine, pentru că sunt mulți în jurul nostru care sunt imperii cu vise expansioniste și suntem ceva tentam, suntem o inimă, insula latină, dar suntem nepregătiți cu o clasă politică slabă, cu o medie care este aservită și media este de mercenari, fără convingeri proprii. În schimb, pentru că avem și lucruri bune, chiar pe care nu le au alții, care sunt mai departe de partea asta a Europei, suntem tradiționaliști, suntem creștini ortodoxi, suntem conservatori, suntem mai înceți. La noi până se introduce ceva, până apare ceva, mai durează timp și când se introduce, mai durează încă mulți ani până când se și aplică și așa mai departe. Avem capacitate de renaștere mare, o anumită rezistență la nou, care poate fi un argument la un moment dat. Avem o limbă la care ținem, care e puternică, ospitalieră, generoasă, deșteaptă. Unul din străinii care au studiat spuneau că românii și-au apărat limba mai degrabă decât viața. Parțial este adevărat, cred. Avem satul, care este un element de continuitate și de rezistență, inclusiv de rezistență și continuitate culturală. Avem o legătură cu natura. Încă avem păduri. Avem un substrat tracodacic, vechi, avem un substrat al migratorilor, la care am luat unele calități și unele lucruri, și avem un liant creștin și, în sfârșit, avem umorul, care ajută de multe ori. Vă mulțumesc pentru atenție! Domnul Cănimcean, noi vă mulțumim mult pentru această prelegere superbă. Vreau să menționez că noi avem în sala Azurie conducerea Academiei de Știință a Moldovei. Este domnul Cănimcean Boris Găvină, doamna membru corespondent Svetlana Cojocaru, domnul membru corespondent Victor Moraro, domnul Cănimcean Mihai Țimpoi, domnul Cănimcean Mitrofan Ciobanu, domnul profesor Constantin Rusnac și alți cercetători. Și desigur că avem mulți, mulți membri academici cercetători care au urmărit online. Deci, eu întreb în primul rând în sala Azurii dacă este vreo întrebare. Domnul Cantermes, ați menționat că omul se izolează tot mai mult și de societate și de natură. Fiind, desigur, și absorbit de aceste tehnologii moderne, vedem cum tot se comunică tot mai mult prin rețelele de socializare, utilizând fel de fel de tehnologii. Și vă atrag atenția la faptul că, de fapt, pandemia și mai mult duce la izolare. Și dumneavoastră ați menționat că tendința aceasta de a lucra de acasă, dar, iată, întrebarea mea ține de impactul acestui tendințe asupra procesului educațional. Ce se întâmplă? Acum vedem că peste tot se implementează deci, aceste prelegeri la distanță și, mă rog, în condițiile acestea este clar, dar cred eu că odată ce ele se dezvoltă și se implementează, această tendință va continua în orice situație. Și atunci întrebarea mea este următoare. Va face față procesul educațional în condițiile acestei izolări și tot mai mult de dezvoltarea tendințelor educaționale la distanță. Pentru că, bine, avem școala primară, avem diferite niveluri, gimnaziu, liceu, pregătirea universitară.
Și știți, eu în primul rând sunt mulțumit profesorilor. Profesorilor care, atât parcursul anilor, deci au influențat asupra mea și a fost o conlucrare. O conlucrare, eu aș spune, chiar și sufletească. Iar învățătura la distanță, mie mi se pare că ar putea cu același succes să realizeze și un robot. Cum vedeți dumneavoastră influența acestor tendințe asupra procesului educațional? Da, aveți pe dreptate. Deci, vom merge pe drumul analfabetismului. Noi știm foarte bine. Românii dintr-o parte și din cealaltă a Prutului știm foarte bine. În sat era învățătorul. Copil care îi punea creionul în mână. Îl învăța să scrie, îl învăța să citească, da? Era contactul uman, care este extrem, extrem, extrem de important. Dacă nu, vom face niște oameni care vor fi izolați, vor lucra numai cu calculatorul și își vor crea o lume proprie și odată scoși din ea, de o întâmplare, de indiferent ce, nu vom mai putea să facă față societății. Nu, în același timp, din punct de vedere al culturii generale, vom coborî extrem, extrem de mult. Așa că nu cred în școala de acest tip, cred că poate fi suplinit învățământul normal, așa cum îl cunoaștem noi, da, poți să-l suplinești oferind elevului și, nu știu, niște emisiuni care sunt niște programe, niște ore, niște conferințe pe care le țin niște profesori universitari și pe care le pot vedea pe online. Deci asta da, asta este un lucru bun, este un lucru în plus. Da? Deci nu se poate, nu cred că se poate, izolând copiii într-o clasă, punându-i în niște cuști, da? Niște cuști în care stau, urmărind, neavând contact cu colegii lui practic, pentru că nici în pauză nu se poate apropia prea mult de ei, nu cred că merge așa ceva. Eu personal nu cred. Sunt pentru învățământul de tip clasic, care oferă o bază solidă și care a fost verificată sute de ani. Noi, și acum 30 de ani, 40 de ani, da? Plecau românii în străinătate, puțini. După ce absolviseră o facultate în România sau o școală generală în România, se adaptau imediat la condițiile de acolo. Că era Franța, că era Germania, că era Marea Britanie. Erau considerați ca oameni care au cunoștințe generale solide, făcuseră o școală bună, o școală superioară bună, știau să scrie fără greșeli de ortografie, da? Deci eu sunt pentru acel sistem de școală. Domnul Căncean, vă mulțumim mult. Profesorul Frank Wilken din Statele Unite ale Americii, laureat al premiului Nobel în fizică în 2004. Laureat al premiului Nobel în 2004 a spus că știința și tehnologiile moderne poate schimba lumea în bine sau în rău. Desigur că să sperăm cu toții că știința și tehnologiile vor schimba lumea în bine. Și desigur că noi trebuie să dezvoltăm știința, fiindcă în mâinile cercetătorilor, de fapt, sunt soluțiile la toate problemele, provocările secolului 20-21. Este vreo întrebare? Nu avem... Da, domnul academician Simionescu, da. Eu cred că... Domnul academician Gulea, vă rugăm. Acum este un exemplu de comunicare online, adică noi este un beneficiu că putem să vorbim așa, adică sunt și părți bune ale acestei comunicări și eu cred că eu sper eu pe mult timp mai mult practic anume Zoom să vorbesc cu colegii mei din Franța și este o practică foarte bună.
dar eu cred că este imposibil, practic imposibil, de a pregăti specialiști, chimiști, biologi, așa mai departe, fizicieni. Deci, în modul acesta care este, noi, profesori, suntem nevoiți acum să lucrăm, dar că viitorul aparține totuși că formarea să aibă loc în laboratoare, acolo, deci are loc formarea lui și dăm rog, în unele cazuri, de folosit posibilitățile tehnice care sunt și ele foarte utile. Cam asta ar fi, cred că, viitorul de acțiune a noastră a profesorilor, deci mai mult de lucru în laboratoare, în auditor. Mulțumesc! Noi vă mulțumim! Mulțumesc și eu! Academician, nu, vreau să menționez că, desigur, tendințele erau în ultimii ani de a crea platforme tehnologice, paneuropene, se creau laboratoare virtuale, consorții și, desigur, că pandemia acum, practic, a distorsionat serios toate aceste tendințe, dar să sperăm că pandemia va dispărea cât mai curând. Mai sunt întrebări sau nu sunt? Nu sunt întrebări, domnule. Trebuie să putem trăi cu ea, să ne învățăm să trăim cu ea. Da, altă ieșire de fapt acum nu avem decât să învățăm a trăi cu ea, dar totodată, desigur, că cercetătorii din domeniu trebuie să identifice soluții prin cercetări fundamentale, aplicative, foarte serioase. Stimate domnule academician Simionescu, noi vă mulțumim mult pentru această prelegere foarte și foarte interesantă și desigur că vă așteptăm la Chișinău. Vă mulțumim că dumneavoastră sunteți astăzi cu noi prin spațiul virtual, dar am dorit foarte mult ca noi să ne întâlnim și în spațiul real. Transmiteți salutările noastre colegilor de la Academia Română, mulțumirile noastre și să ne vedem cât mai curând, sănătoși și să colaborăm cum am colaborat mulți ani, cât mai eficient. Mulțumesc! Transmit și la fel din partea lor numai urări de bine și de sănătate. Da, vă mulțumim! Sănătate! La revedere! La revedere! Mulțumim! La revedere!